Părinții ne cheamă acasă de Paște, dar de multe ori fie unii sunt plecați, fie alții sunt plecați și de multe ori masa de Paști este goală. Goală poate fără bucate, dar cel mai important, din păcate, că este goală fără de oameni. Să știți că cei care nu reușesc să fie lângă părinții lor în această perioadă, să gătească bucate, o pot face printr-un alt mod. Pot să le comande bucate pentru masa de Paște. Sau pot să-și comande chiar ei, dacă nu au timp ca să pregătească mai multe delicii. Cum se întâmplă asta și ce bucate pot veni acasă făcând doar așa, o să ne spună colegul nostru, Andrei Nistreanu. Atunci când munca prevalează și nu ai timp să-ți pregătești masa pentru sărbătorile pascale, ei bine, poți apela la serviciul mai multor restaurante din capitală care îți aduc pe masa ta pasca, vinul, cozonacul și, desigur, mai multe bucate tradiționale pentru sărbători. Fie că îți dorești bucate tradiționale moldovenești sau le preferi pe cele europene, există meniuri chiar și pentru cei mai pretențioși gurmanzi. В этом году намного больше выбора. Те же две пасхи, одного и второго размера, килограмм и полкило. Облепихово-морковные кексы, две штучки. Наши мазинки, пате, хумус, дзадзики, мухамара. И вторые блюда – это барашек, лосось на килограмм, утка, кролик. Все, что должно быть, что хотят видеть на пасхальном столе. Мабим готит традиционал. Mielul de casă, sarmalele, nu lipsește rața bunicii cu miere, acrișoare, îndulcite cu miere și piciorușul de porc care vine ca o amintire din copilărie. Dacă ți s-ar părea că puțini solicită astfel de servicii, să știi că te înșeli amarnic. Ținând cont de timpurile care acum pe toți ne-au năvălit, avem multe comienzi, multe dorințe, oamenii, adică comandă, comienzi avem. В этом году уже на полудне сказали, что мы больше не можем, потому что это очень много. Pentru a pregăti aceste bucate e nevoie de ore bune, dar din el nu lipsește și ingredientul secret, dragostea. O masă de sărbătoare așa cum ar trebui să fie pentru orice creștin în Sfintele Sărbători, ne ia până la 3-4 ore. Solicitările clienților i-au făcut pe administratorii de localuri să extindă perioada comenzilor și pentru săptămâna care vine. Много желающих, которые не попали в список тех, кто заберут пасхи и все, что мы предлагаем. На следующей неделе, ближе к родительскому дню, мы тоже начнем принимать заявки. Prețul unui meniu variază de la 170 la 800 de lei în funcție de numărul de bucate pe care ți-l dorești pe masa de sărbătoare.